Este o sărbătoare pentru noi astăzi. Eu sper din tot sufletul să aveți o după-amiază frumoasă și să uităm un pic de pandemie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm măsurile de distanțare socială, trebuie să respectăm toate măsurile de prevenire și difuzare a virusului, astfel încât să ne mai putem întâlni la manifestări de genul acesta. Eu să știți că am fost un curajos, că am făcut astfel de manifestări, dar întotdeauna mi-a plăcut să iau lucrurile așa în piept și să răzbatem. Eu zic că astăzi am reușit să organizăm o sărbătoare frumoasă. Mai presus de aceasta, bucuria mea sufletească este că reușim să ne punem în valoare personalitățile de la noi din comună, ceea ce este un lucru extraordinar, mai ales în zilele noastre în care mulți ne vor dezbinați, mulți ne vor fără tradiții, fără obiceiuri, mulți ne vor un popor slab, astfel încât să ne divizeze, să ne conducă. Manifestările pe care noi le facem sunt manifestări de suflet, sunt manifestări ale spiritului nostru, ale neamului nostru românesc. Vă spuneam că bucuria este cu atât mai mare cu cât reușim prin ceea ce facem să mulțumim personalităților de la noi din zonă, să punem în valoare fanfara de la Valea Mare, o adevărată comoară pentru comuna noastră, să punem în valoare tinerele noastre talente. Și o să vedeți că pe scena din Ivănești urcă fete talentate. O să vedeți că avem un ansamblu coordonat de doamna Silvia Iene deosebit. De aceea să știți că inima mea este plină astăzi. Mi-a fost dor să ne întâlnim, mi-a fost dor să socializăm și în continuare vă doresc o după-amiază cât mai frumoasă, sunt convins că o să fie. O să rog pe domnul președinte al Consiliului Județean să ne adreseze câteva cuvinte. Domnul președinte. Domnule academician, permiteți-mi să vă spun și eu câteva cuvinte aici, pentru că m-a incitat primarul comunei dumneavoastră când v-a recomandat să păstrați distanțarea socială. Și eu acum mă întreb dacă trebuie să o păstrați sau nu. Eu am făcut de foarte multe ori observația asta, că în ceea ce privește regulile pandemice, vorbim de o distanțare fizică. Pentru că distanțare socială în România avem destulă. De exemplu, de distanțare socială este distanța dintre bogați și săraci. Și vă îndemn pe toți să nu mai respectați distanța asta dintre bogați și săraci, să încercați fiecare să mai prospere un pic prin muncă, prin efort, prin tot ceea ce puteți face dumneavoastră și familiile dumneavoastră și prietenii și toți cei care vă înconjurați. Este o zi foarte importantă pentru noi și în curând vi se va adresa domnul academician Ionel Miron, care este fiul comunei dumneavoastră. E un om a cărui muncă l-a adus pe cele mai înalte culmi și realizările sale, așa cum am citit pe mine însuși, așa cum a spus, într-un rezumat foarte, foarte restrâns, tot ne-ar trebui vreo 20 de minute ca să le prezentăm. De aceea eu am să mă opresc aici, dorindu-vă, asigurându-vă de tot sprijinul nostru, dorindu-vă multă sănătate, urându-vă petreceri frumoase și îndemnându-vă ca de fiecare dată când sunt asemenea oameni din noi, să-i respectați și să-i apreciați și să-i susțineți moral, în primul rând, să vă mândriți cu ei. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc, domnul președinte. Să rog pe domnul deputat Eduard Popica să adreseze câteva cuvinte ivăneștenilor și celor de pe Valea Racovei. Da, mulțumesc mult, domnule primar. Vă salut pe toată lumea. Cam fiecare an, cu excepția anului trecut, sunt alături de domniile voastre și nu puteam să nu o fac pentru că sunt de pe această vale, am copilărit și cunosc foarte bine oamenii de aici, locurile, obiceiurile și tot ceea ce se întâmplă. Vin în fața dumneavoastră astăzi cu inima deschisă și vreau să vă spun că am asistat acum o oră, așa cum spunea și domnul președinte al Consiliului Județean, la un moment inedit, pentru că în comuna dumneavoastră
a dat una dintre cele mai mari personalități ale județului Vaslui. Vreau să-l salutăm cu toții și să ne bucurăm de prezența domnului academician aici de față, pentru că să știți că este una dintre valorile mari ale județului nostru. Permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte, domnule academician, domnule primar. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că organizați această manifestare de zilele de ziua Comunei Ivănești, dar în același timp să vă felicit pentru faptul că ați dat o hotărâre de Consiliul Local de a decerna titlul de cetățean de onoare domnului academician Ionel Miron. Asta înseamnă că avem modele care așează județul nostru pe harta țării, modele de succes, modele atât pentru mine, care săptămâna viitoare împlinesc 43 de ani, dar și pentru cei mai tineri, care trebuie să creadă în ei și au o dovadă vie că cei care au crezut în ei au și reușit. Vă felicit și vă mulțumesc totodată că mi-ați dat posibilitatea să fiu alături de dumneavoastră la această manifestare. Vă urez sănătate, bucurie și spor în tot ceea ce faceți. Un cuvânt de salut și de la domnul deputat Irinel Stativă. Bună ziua tuturor! Domnule primar, domnule academician, domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș vrea astăzi să mă bucur alături de dumneavoastră că am participat la un eveniment foarte important, cel de a aduce recunoștință și a aduce laude acestui minunat om dat de pe aceste văi, care a dus ceea ce înseamnă satul românesc pe cele mai înalte culmele științei. De ce spun lucrul ăsta? Că nu este un exemplu pentru noi toți, nu numai pentru dumneavoastră, este un exemplu pentru tinerii, pentru copii și pentru că, așa cum spun de 20 și ceva de ani de când am intrat în PSD, învățământul este cea mai bună investiție a unui stat. De aceea îl felicit pe domnul primar, felicit echipa primăriei, care mai are de finalizat vreo câteva școli, a făcut lucruri extraordinare în comuna Ivănești, în acest puțin timp, că nu credeți că domnul primar e de întotdeauna. Dar de când a luat frâiele comunei, a luat exemplu copiilor săi și a înțeles și a dus mai departe învățământul din această comună și a axat ceea ce înseamnă activitatea primăriei pe învățământ. Domnul profesor, aveți cuvântul. Bună ziua și mulțumesc pentru fericirea de a putea fi împreună, măcar pentru scurt timp, în așa cadru festiv. Mulțumesc oficialităților, domnul primar în funcție din partea Consiliului Local, domnul Buzatu de la județ și colaboratorii, și sigur că momentul de față nu ar fi dacă n-aș fi cu cei dragi ai mei, fiul Liviu, vă prezenta domnul primar, prorector la Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad, cei care fac inginerii agriculturii române, și doctorii veterinari, facultatea se numește și de medicină veterinară, fiul meu a pornit tot așa de la curiozitatea vieții în lacul Bicaz și acum are doctoranzi în creștere și recunoaștere, aș zice, și internațională, pentru că posedă un brevet de scufundare după ce a stat, așa cum îl vedeți, împreună cu un coleg scufundător și el, acvanaut, cum le spunem noi, brevetați în străinătate și în țară, a stat 36 de zile și nopți sub apă. Vă rog să aplaudați! Adică intru astăzi și lucrez în batiscaf 36 de zile și nopți. Atâta perioadă îndelungată nu s-a mai realizat în Europa, deține recordul ăsta, eu am colaborat. Sunt cel care am înlesnit evenimentul prin plonjări succesive. Dar dânsii posedă nominal acest brevet și acest record. El este descris
la documentația care am prezentat-o la Centrul Cultural care se inaugurează și puteți avea acces acolo. De asemenea, fiica mea, medic stomatolog primar, care a reușit o performanță deosebită prin perseverență și este un medic renumit în această branșă în Piatra Neamț. Dumnealor, dacă vreți, au împreună fiecare o umbră binefăcătoare. Liviu, pe colega noastră de la universitate, profesor și dumneasa, și împreună, unde este o doamnă puternică, este și un bărbat la fel mai puternic. Și inginerul Adrian Vicol, împreună cu Cristina, nepotul, pardon, ginerele meu, pentru mine copii, evident, care au făcut marea operă de a-mi reconstitui casa părintească, care nu se va vinde cu lacrimi, cum spunea Păunescu. Vreau să înmânez domnului profesor, o să-l invit un pic mai în față, să ne vedem, domnul viceprimar, te rog să mă ajuți. Și vreau să-i înmânez domnului profesor, în urma hotărârii Consiliului Local din ziua de 22, din 18 august 2021, se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Ivănești domnului Ionel Miron, profesor universitar, doctor în biologie, profesor emeritus al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Felicitări, domnul profesor! Totodată, Primăria și Consiliul Local Ivănești acordă distincție pentru înaltă ținută academică și întreaga activitate de cercetare în domeniul biologiei domnului profesor Ionel Miron, profesor universitar, doctor în biologie, profesor emeritus al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, în semn de recunoștință și apreciere din partea Comunei Ivănești. Felicitări, domnul profesor! Încă o dată felicitări! Mulțumesc tuturor pentru toată această festivitate la care doresc să vă simțiți cel mai bine!
Începem cu o horă frumoasă și să poftiți la o horă așa cum numai la noi în Moldova se dansează. Haideți!
Haideți la una mai mișcată, așa, ia să vedem. Mai faci.